Ziua Națională le aduce românilor un salariu minim pe economie mai mare. Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, a anunțat că de la 1 decembrie salariul minim brut pe economie va fi în cuantum de 2080 de lei. Subiectul salariului minim este reluat după ce în urmă cu două săptămâni tot Olguța Vasilescu a anunțat că leafa minimă pe țară va fi mărită de la 1 noiembrie. Ministrul a explicat și de ce a amânat cu o lună majorarea. Pentru că vrea să se consulte cu întreprinderile mici și mijlocii. Am hotărât că este mai bine să facem și testul IMM-urilor, adică testul întreprinderilor mici și mijlocii. Ce înseamnă asta? Că pe site-ul Ministerului IMM-urilor se pune un chestionar la care trebuie să răspundă firmele mici și mijlocii. Neavând acest test pe salariul diferențiat, am fost de acord să mergem o lună mai târziu, adică să aplicăm de la 1 decembrie. Așa că acum e oficial, de la 1 decembrie crește salariul minim brut pe țară, iar de la 1 ianuarie va intra în vigoare și salariul minim diferențiat în valoare de 2350 lei. De acest salariu diferențiat vor beneficia angajații care ocupă posturi unde e nevoie de studii superioare, precum și cei care au o vechime în muncă de minimum 15 ani. De ce nu se aplică și salariul diferențiat de la 1 decembrie? Pentru că e nevoie de o modificare a codului muncii, spune ministrul Olguța Vasilescu. La următoarea ședință de guvern vom avea o ordonanță de urgență de modificare a codului muncii. În codul muncii, la ora actuală, se vorbește de salariu minim, dar nu se vorbește de salariu minim diferențiat. Între cei fără studii superioare și cei cu studii superioare. Și atunci, primul pas pe care trebuie să-l facem este să modificăm codul muncii. După ce va fi modificat acest cod al muncii, va trebui să venim cu o hotărâre de guvern. De la 1 ianuarie ar urma să fie salariu minim pe economie 2080 de lei, iar salariu minim pentru cei cu studii superioare 2350 de lei și pentru cei care au minim 15 ani vechime, la fel 2350 de lei. Aici, din această zonă, am primit foarte multe întrebări de la oameni care vreau să știe dacă trebuie să aibă 15 ani vechime la același loc de muncă sau dacă trebuie să aibă 15 ani vechime pe studii superioare. Nu. Trebuie să aibă în general 15 ani vechime, indiferent unde au lucrat, indiferent că au avut, să zicem, perioadă de șomaj sau de maternitate. Important este deci să fii lucrat efectiv. De la 1 ianuarie și nu de la 1 decembrie. De la 1 decembrie. De la 1 decembrie, da. Bun. De la 1 ianuarie intră legea salarizării, de la 1 decembrie intră salariul minim pe economie. Okay. După ce a clarificat dilemele legate de majorarea salariului minim pe economie, ministrul Muncii a vorbit și despre disponibilizări în sectorul bugetar. Olguța Vasilescu a anunțat că la Ministerul Muncii se lucrează deja la un proiect de reorganizare a aparatului de stat. De unde vor dispărea funcții? Din conducerea instituțiilor județene. În loc să ai 4 entități, poți să ai 2 cu același număr de personal, dar cu funcțiile de conducere la jumătate, a spus ministrul Olguța Vasilescu.